Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit sub Mr. Eri Gaming și în acest moment vom filma un nou episod în care vom simula, așadar, dacă CSA Steaua, Steaua București, cum îi spun, cum vreți să-i spuneți voi, ar promova în Liga 1, cum s-ar descurca acești băieți și, bineînțeles, dacă ar intra în play-off sau ar rămâne în play-out și, bineînțeles, dacă ar retrograda încă din primul sezon. Asta încă nu știm, dar vom afla în acest moment. Mergem la calendar și, bineînțeles, vom simula întregul sezon al celor de la CSA Steaua în Liga 1 și să vedem cum s-ar descurca steliștii și, bineînțeles, cam ce ar rezolva în Liga 1, cam câte puncte ar reuși să adune. Asta rămâne de văzut. Vom simula în acest moment pe calendar și vom vedea cam cum se vor descurca băieții lui Daniel Oprița. Iată un meci în deplasare la Sepsi. În deplasare la Sepsi pierd. Să vedem în acasă cu CFR Cluj 1-1, iată, egal cu CFR Cluj. Totuși interesant. La Ucluj tot un egal și vine meciul de acasă cu Craiova lui Mictitelu, tot 1-1. Vor merge și la voluntari, hai să vedem și la voluntari cam ce ar face. Iată, bat la voluntari, iată, victorie surprinzătoare la voluntari. Merg la Chindia, unde fac un egal doar la Chindia, de acasă cu Petrolul, cam ce vor rezolva băieții lui Oprița, tot un egal. Cam din egal în egal merg băieții lui Oprița. Vom continua, vom merge mai departe, iată, vine și derbiul cu... Vine și derbiul cu FCSB, foarte, foarte interesant. CSA Steaua, FCSB ar fi un derby în Liga 1, bineînțeles, asta doar dacă ar promova CSA Steaua. Mergem așadar, îi dăm bătaie să vedem cam cum în continuare cum s-ar descurca CSA Steaua. Merg la Farul, pierd cu 3-2. Acasă, iată, pierd cu Argeșul în cupă, să vedem, o bate și Metaloglobus. Fac egal totuși cu FCSB, iată, pierd pe teren propriu cu Botoșani. La Universitatea Craiova, iată, pierd în deplasare, acasă cu UTA 2-2, cu Hermașta doar 1-1, să vedem pe teren propriu cu Rapid București, 0-1, iată, pierd. Deci, practic, multe înfrângeri pentru echipa lui Daniel Oprița, iată, pierd și acasă cu Sepsi. Merg așadar pe Constantin Rădulescu, câștigă la CFR Cluj, câștigă și acasă cu Universitatea Cluj, iată, totuși au probabil o creștere de formă, fac egal în deplasare la Mititelu. Acasă cu FC Voluntari, iată, câștigă cu Voluntari acasă, să vedem acasă cu Chindia, 2-2 doar cu Chindia Târgoviște, practic bat Voluntariul și fac egal cu Chindia. Să vedem, continuăm așadar, vom simula restul sezonului până în 31, hai să vedem. Urmează pentru echipa lui Daniel Oprița deplasarea de la Petrolul. Să vedem cam cum se vor descurca cei de la CSA Steaua în deplasarea de pe Ilie Oana. O bat 2-1, câștigă 2-1 pe Ilie Oana, băieții lui Oprița. Au meci acasă cu Farul, să vedem, pierd acasă cu Farul. O bat pe Argeș, pe terenul celor de la Argeș, pierd cu Steaua și fac egal cu Botoșaniu. Universitatea Craiova le mai dă 3 celor de la CSA Steaua. UTA Arad 3-2, 1-3, iată. Doar înfrângeri, deci doar înfrângeri și practic această echipă a lui Daniel Oprița termină sezonul regulat în play-out și asta s-a văzut, din păcate, iată. Nu au fost multe victorii pentru echipa lui Daniel Oprița, CSA Steaua, și să vedem cam în continuare ce deznodământ va fi pentru steliști. Iată, bat la Argeș în play-out, pierde la Botoșani în deplasare, să vedem acasă cu echipa lui Mititelu, iată, câștigă cu echipa lui Mititelu, bat și la Petrolul. Să vedem, nu am mai apucat să vedem ce a făcut la Voluntari, dar să vedem la Chindia. Pierd acasă cu Chindia, merg la Hermannstadt, unde și acolo, din păcate, pierd. Da, totuși, aceasta este CSA Steaua, acesta ar fi parcursul stelei, CSA Stelei în Liga 1. Practic, și dacă ar promova, vedeți, nu s-ar descurca băieții lui Daniel Oprița. Am simulat un sezon întreg cu această echipă și, bineînțeles, poate vom încerca și sezonul viitor să vedem dacă se va schimba ceva cu CSA Steaua tot în Liga 1. Vom trece așadar într-un sezon nou. Bineînțeles, va fi greu pentru această echipă, dar să vedem cam în sezonul viitor cum s-ar descurca. Iată, vedem... Cei de la CSA Steaua au terminat pe locul 7 cu doar 28 de puncte. Pe primul loc în play-out, bineînțeles, a fost Chindia cu 39 de puncte. Deci, practic, nici în play-out nu au reușit să termine în primele 6. Au terminat pe locul 7. Deci, practic, ar fi greu celor de la CSA Steaua în Liga 1, practic, și de-ar promova, deși nu au drept de promovare și nu știm încă când va promova această echipă, dar
este totuși un semn de întrebare și pentru acest lucru am făcut această simulare, cam să vedem cum s-ar descurca CSEA Steaua în Liga 1. Bun, mergem, continuăm așadar, mergem mai departe, urmează și sezonul al doilea, cam să vedem cum s-ar descurca băieții lui Oprița. Mergem rapid, schimbăm sezonul, trecem în noul sezon și să vedem cum vor începe așadar băieții, să vedem dacă s-au acomodat din primul sezon, dacă s-au acomodat băieții de la CSEA Steaua și să vedem cam în sezonul următor cum se vor descurca, cum s-ar descurca acești băieți și dacă ar arăta puțin mai bine față de primul sezon și bineînțeles dacă ar putea să termine în play-off, rămâne de văzut. Bun, a mai trecut un sezon, echipa lui Daniel Oprița, CSEA Steaua este tot în Liga 1, să vedem în acest nou sezon cum s-ar descurca băieții. Cum s-ar descurca băieții în acest nou sezon? Practic se vede că bugetul este un pic mai ridicat, iată 4 milioane de euro pentru CSEA Steaua, dar să vedem cum se vor descurca băieții și cam cum vor arăta în acest nou sezon. Vom simula așadar și acest sezon, iată vor trece zilele, cei de la CSEA Steaua vor avea meci în deplasare la FC Argeș în prima etapă. Și sunt curios cum vom arăta, cum vor arăta cei de la CSEA Steaua și dacă practic s-au reglat unele lucruri care nu au fost bune în sezonul trecut. Îi dăm drumul cam să vedem cum s-au reglat lucrurile la CSEA Steaua după primul sezon în care au terminat în play-out și bineînțeles pe locul 7, practic nu a fost un debut de sezon foarte bun pentru Steaua lui Talpan. Ia să vedem, Argeș 3-1, nu? Iată, nici acum parcă nu se regăsesc băieții lui Daniel Oprița, incredibil, dar iată, un nou sezon practic pare să fie eșuat. Iată, bat la CFR Cluj, câștigă în Gruia, e un meci interesant, acasă cu FCSB pierd 2-1. Urmează meciul cu Farul Constanța, un alt meci interesant care îl vor juca în deplasare la Hagi. Vor fi sezoane grele pentru CSEA Steaua, dacă ar promova. Și am văzut totuși o schimbare de situație la Steaua Armatei. Este vorba despre, în sezonul trecut au avut 1,29 milioane de euro, iar în acest sezon au deja practic bugetul a urcat la 4 milioane, deci practic un salt pentru CSEA Steaua. Iată, câștigă la Sepsi, pierd 2-1 în cupă, 2-1 pierd și cu cei de la Voluntari, 4-2 le dă Craiova lui Rotaru, 1-0 pierd și cu Rapid. Deci, practic, din nou înfrângeri, iată, înfrângeri cu Chindia, 3-2, incredibil. Deci, e un sezon, practic, pare un sezon din nou ratat pentru CSEA Steaua. Iată, 1-1 cu Universitatea Cluj. Dinamo se vede că a promovat din Liga a doua, iată, 1-1 și cu Dinamo, 5-2 cu Chindia, incredibil, iată, cu Rapid, 2-2 cu Rapid, vine și returul cu Dinamo București, să vedem și returul acesta cu Dinamo, cum se vor descurca băieții lui Daniel Oprița, 2-1 pierdă și cu Dinamo, urmează meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj. E greu pentru CSEA Steaua. Deci asta dorim să simulăm în acest moment cum ar arăta practic după două sezoane în Liga 1 CSEA Steaua. Răspunsul îl vom afla în curând. Iată 2-2 și cu Schellinger. Deci practic sunt momente nu foarte bune pentru CSEA Steaua în Liga 1. Și practic după al doilea sezon, pentru că în primul sezon au terminat în play-out cu pe locul 7 și în acest sezon probabil ei sperau să termine în play-off, dar din păcate s-ar putea să fie același deznodământ, același loc ar putea fi ocupat în play-out. Din păcate, iată, chiar dacă ei visează la play-off, dar le-ar fi greu în Liga 1, iată, înfrângere așadar cu CFR Cluj, UTA 4-0 și cu Farul. Urmează deplasarea de pe Arena Națională de la FCSB. Practic, FCSB este Steaua București, putem să spunem adevărul, acesta este adevărul, FCSB este Steaua București. Să vedem cu echipa lui Rotaru ce fac cei de la CSEA Steaua. Va fi un meci interesant. Dăm așadar drumul, să vedem, iată, 3-2 practic pierd și cu Craiova lui Rotaru, 3-1 pierd și cu Voluntari, 1-0 pierd și cu Universitatea Cluj. Iată, doar înfrângeri pe linie, în acest moment avem 3 înfrângeri pentru CSEA Steaua. Urmează meciul cu Rapid București, un alt meci foarte, foarte interesant. Iată, pierd și cu Rapid, deci practic
4 înfrângeri consecutive pentru CSEA Steaua. Urmează meciul cu Poli Iași, care, iată, și Poli Iași a reușit să revină în Liga 1. Vom vedea cum... vom vedea și deznodământul acestor meciuri. Iată, până în 31 vom simula să vedem. Iată, o învinge pe Iași. Pierde din nou cu UTA Arad 2-1. Vom vedea ce vor face cu cei de la FC Argeș în deplasare. Totuși... e un meci greu cu FC Argeș și s-ar putea să fie o nouă înfrângere, să vedem. Va veni simularea și cu FC Argeș. 3-1, bineînțeles, pierd și cu FC Argeș și Schellinger 2-1 și iată, se termină contractul meu cu CSEA Steaua, deoarece practic în Liga 1 după două sezoane tot în play-off se află și probabil se află la retrogradare CSEA Steaua. Deci, dragi prieteni, în acest episod am reușit să vedem cum s-ar descurca CSEA Steaua în Liga 1 dacă ar promova. Practic două sezoane am avut simulare cu această echipă și practic în acele două sezoane tot în play-out am terminat și probabil în acest moment n-am mai reușit să văd locul în clasament, dar probabil este în play-out și un loc foarte jos, din păcate probabil este și retrogradare, dar decizia practic s-a terminat. Totuși, aici se termină și episodul meu pentru voi astăzi, în care am simulat așadar cum ar fi dacă CSEA Steaua ar promova în Liga 1 și cum s-ar descurca ea. Din păcate, avem și răspunsul, nu s-ar descurca foarte bine. Mulțumesc că mi-ați acordat atenție, sunt Mr. Eli Gaming. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog frumos să-mi lăsați un like și, bineînțeles, apăsați și butonul de subscribe. Nu uitați să apăsați și clopoțelul. Vă doresc o zi minunată în continuare. Salutare!